odată cu contractarea unei hepatite virale, fie hepatita B sau fie hepatita C, este o așa numită perioadă de incubație. Deci în cazul hepatitei B, perioada de incubație poate fi până la jumătate de an. Deci omul se infectează și manifestările a unei hepatite acute pot fi abia peste 6 luni de la infectare. În cazul hepatitei C, de la 2 săptămâni la 3 luni. Mai frecvent, în cazul hepatitei C, manifestările apar la o lună de la infectare. Simptomele unei hepatite acute sunt, în primul rând, un sindrom astenic pronunțat, pot fi careva grețuri, poate fi o vomă, o subfebrilitate și apare icterul, îngălbinirea tegumentelor și a sclerelor, care este simptomul cel mai elocvent al unei hepatite acute. În cazul hepatitei C, deseori, hepatita acută decurge asimptomatic și pacientul nu se adresează cu faza de hepatita acută, dar în foarte multe cazuri se adresează deja când boala cronicizează la un control eventual sau într-o fază avansată a bolii. Pentru a diagnostica o hepatită virală, este necesar de efectuat teste speciale, așa numite markeri hepatitelor virale, atât pentru hepatita B, cât și pentru hepatita C și suprainfecția sau coinfecția Delta care se suprapune pe hepatita B. O persoană sănătoasă care nu are simptome este recomandat de a se testa periodic la hepatitele virale, nu mai frecvent de o dată pe an cu scop profilactic de a identifica. Pentru unele hepatite, rata de contaminare într-o societate, în familie, de exemplu, este mai mare, cum ar fi pentru hepatita B. Pentru alte hepatite, cum ar fi hepatita C, rata de infectare în comunitate este mai mică. O persoană care este diagnosticată cu o hepatită virală trebuie să respecte măsurile igienice elementare. Deci, neapărat trebuie să aibă farfica sa, neapărat trebuie să aibă toate ustensilele care se utilizează, deci pentru a îndepărta infectarea persoanelor apropiate. În cazul hepatitei C, tratamentul antiviral este foarte eficient. Deci avem rata vindecării cu medicamentele moderne care le utilizăm deja de mulți ani în Republica Moldova, rata vindecării este de 98%. Cele 2%, noi avem scheme speciale care le putem aplica în Republica Moldova, deci la momentul dat noi suntem apți ca 100% din pacienții cu hepatită cronică virală C să-i vindecăm. În cazul hepatitei B, tratamentul nu duce definitiv la eradicare, duce la ameliorarea stării, duce la scăderea viremiei și la lichidarea viremiei pe perioada de administrare a tratamentului. Și sperăm ca în următorii 5-7-10 ani să avem medicamente foarte eficiente și în cazul hepatitei virale B și asupra infecției sau coinfecției Delta. Tratamentul hepatitelor virale se efectuează neapărat cu medicamente antivirale, dar nu cu medicamente naturiste sau de alt gen. Odată diagnosticat, pacientul necesită să adreseze la medicul specialist, gastroenterolog, hepatolog sau infecționist pentru a i se aprecia faza bolii, a i se stabili schema corectă de tratament și, în acest caz, succesul este inevitabil. În cazul hepatitei cronice C, odată vindicat, pacientul poate să contracteze un alt genotip al acestui virus și pacientul poate face din nou hepatita cronică virală C, dar cu alt genotip.